Pozitivi la coronavirus în ultime 24 de ore. Au fost 14.842. Victime sunt 634. Raportul dintre pozitive și tampone este de la 9,9% în comparație cu ce a fost în zilele trecute, când am ajuns la 12,3. Regiunile cu cel mai mare numero de infecții sunt Veneto cu 3.145, urmată de Lombardia cu 1.656, Emilia-Romagna 1.624 și Lazio 1.501. Există rasucire pe DCPM, ce se poate schimba in miscarele sărbătorile. Măsurile de izolare a noul DCPM sunt contestate de regioni și municipalitate, care înainteze o contrapunere pentru favorizare rudelor că rămane singuri a casa în zilele de sărbătoare. Mișcările între o regiune și alta, dacă acesta se află în zona galbenă, sunt permise până la 20 de decembrie. În perioadul 21 de decembrie până la 6 de ianuarie, decretul legii din 2 decembrie 2020, ca a intrat în vigore în 3 decembrie, nu va voia să paraseste regiunile. Zona galben Campania din 13 decembrie, ieri, pozitivi la COVID au fost 1.080 și asta presupune că și Campania poate să se miscă și ajunge la zona galbenă. În regiune tot magazinele se redeschide și sunt cei care precisano promovare într-o săptămână de când epidemia pare să fie în declin.